Premiul important obținut de un elev din municipiul Râmnicu Sărat la cea de-a 19-a ediție a concursului național de creație literară Ars Nova. Este vorba despre Mateo Andrei Gongea, elev în cadrul școlii gimnaziale Vasile Cristoforanu, care s-a numărat printre primii 4 câștigători ai concursului la secțiunea proză, clasele 7-8. Concursul de creație literară a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Liceul de Arte Haric Clea Darcle, în parteneriat cu alte instituții de cultură brăilene. La ediția din acest an a competiției au participat 281 de elevi din 28 de județe ale țării, cu toții înscriind în concurs peste 700 de lucrări de poezie și proză. Secțiunea proză pentru clasele 7-8. Concursurile școlare reprezintă un bun prilej pentru elevi de a-și promova talentul, dar și curajul, iar creația literară îi încurajează să-și dezvolte creativitatea, imaginația și abilitățile de exprimare, contribuind la dezvoltarea lor. Concursurile de creație literară fac parte din această serie de activități extracurriculare la care copiii pot participa voluntar, opțional și uneori, bineînțeles, cu recomandarea profesorului. Concursul de național de creație literară Ars Nova, ca și celelalte concursuri de creație literară, sunt un bun prilej pentru elevi, pentru elevii noștri, de a-și promova talentul, căutând oarecum și o confirmare a abilităților lor de creație și în același timp capătă și o motivație pentru a-și urma visul. Vedeți, dumneavoastră, literatura și comunicarea orală sau scrisă este un domeniu care ridică mari probleme nu numai copiilor, ci și adulților. Dar, din acest punct de vedere, suntem fericiți pentru că avem în școală copii pasionați și preocupați de arta cuvântului, de forma lui estetică pe hârtie și observ cu bucurie că poartă în sufletele lor această pasiune. Mateo Andrei Gongea nu se află la primul său premiu. El a mai câștigat și alte concursuri de creație literară. Concursul național de creație literară Ars Nova, organizat de, în primul rând, de Liceul de Arte Hariclea Darcle, dar și cu sprijinul Inspectoratului și altor instituții partenere, ne-a oferit și anul acesta să certificăm anumite aptitudini și talente literare. Unul dintre elevii noștri ne-a făcut marea bucurie de a se înscrie între primii 4 câștigători ai acestui concurs. Este vorba despre Mateo Gongea de la clasa a 7-a. El a participat la una dintre secțiunile concursului cu două texte în proză. I-a fost recunoscut talentul, dar cred că mai degrabă curajul de a-și pune pe hârtie cele mai profunde, intime gânduri și de a reuși să le dea forma aceea estetică atât de apreciată de juriu. Nu este la primul lui succes. Mateo a mai repurtat și alte victorii în acest domeniu de creație literară la câteva concursuri la nivel local. Eu sper să capete această motivație de a-și urma visul și, de ce nu, o posibilă carieră. Ăsta e visul tuturor. Mateo spune că rezultatul obținut în urma participării la un concurs național îl motivează și îl determină să meargă mai departe cu alte proiecte similare. De această dată am participat la concursul național de creație literară Ars Nova, organizat de Inspectoratul Școlar Brăila, în parteneriat cu Liceul de Arte Hariclea Darcle. Și ce ai câștigat? Am câștigat mențiune. Ce reprezintă acest premiu pentru tine? Dorința de a merge mai departe, te-a încurajat, te-a motivat? Păi, acest premiu pentru mine reprezintă mult. Când m-am înscris, nici nu mă gândeam că voi ajunge la un asemenea rezultat. Da, mă motivează să merg mai departe, voi mai participa și la alte concursuri și vreau să obțin rezultate cât mai bune. Tânărul consideră că, participând la concursurile de creație literară, se antrenează și își îmbunătățește și stimulează anumite abilități. Mie îmi place foarte mult să scriu și eu consider că, participând la aceste concursuri, mă antrenez și devin mai bun în ceea ce fac. Concursul a avut o anumită temă. Despre ce ai scris? Mai multe secțiuni? Eu m-am încadrat la secțiunea proză, la clasa a 7-a. Tema a fost frumusețea nevăzută, o temă filozofică pe care am abordat-o cu mare drag.
Mateo a descoperit pasiunea pentru scris din copilărie, dar odată cu ciclul gimnazial, această dorință de a șterne pe hârtie toate gândurile sale s-a conturat și mai mult. În scrierile sale, tânărului îi place să abordeze mai multe subiecte, dar în mod deosebit îl pasionează natura și ținuturile nordice ale terei. Pe această pasiune am descoperit-o de când eram mic, dar s-a conturat odată cu gimnaziul, odată cu începutul gimnaziului, de când am descoperit cu adevărat limba și literatura română. Aceasta m-a ajutat să scriu poveștile mult mai frumos. Ai anumite teme preferate? Îți place să scrii despre un anumit subiect, despre un anumit domeniu? Ce abordezi? Pot aborda mai multe subiecte, dar cel mai mult îmi place să scriu despre natură și despre ținuturile nordice. Cât timp aloci scrisului? Scrii mereu? Nu scriu zilnic, dar, de exemplu, atunci când sunt angrenat în asemenea proiecte, cum a fost și concursul acesta, stau câteva săptămâni bune și lucrez la o poveste sau mai multe, astfel încât să iasă cât mai frumoasă. Dascălii școlii gimnaziale Vasile Cristoforanu din Râmnicu Sărat încurajează toți elevii să-și descopere talentul literar, să-și dezvolte creativitatea și să continue tradiția unității. Ca orice profesor de limba română, nu? Încurajăm, încercăm să dezvoltăm spiritul ăsta al limbii, să-l cultivăm, deși uneori simțim că ne luptăm cu morile de vânt, e așa o luptă contra valului, dar avem și satisfacții din când în când că mai avem copii, v-am spus, care au înclinații în domeniul literar și continuă așa tradiția școlii. Toți participanții la cea de-a 19-a ediție a concursului național de creație literară Ars Nova, începând cu elevi din clasele gimnaziale și terminând cu liceenii, au fost dornici să-și asume exercițiul scrisului. Prin cele 4 secțiuni ale concursului s-a încercat acoperirea unor arii largi din domeniul literaturii, temele propuse fiind adaptate nu numai vârstei, dar și preocupărilor tinerilor scriitori. Călătorii de tot felul a fost tema propusă elevilor din clasele 5-6. Povești despre frumusețea nevăzută a fost subiectul de inspirație pentru participanții claselor 7-8. Întrebări, căutări, chemări a fost provocarea lansată elevilor din clasele 9-10, iar despre persistența memoriei au scris liceenii din clasele a 11-a și a 12-a. Fragmente din lucrările premiate au fost publicate în suplimentul literar al concursului. Manifestarea, cuprinsă în calendarul concursurilor naționale școlare 2024, fără finanțarea Ministerului Educației, a fost organizată de Liceul de Arte Hariclea Darcle cu sprijinul mai multor instituții brăilene, printre care Inspectoratul Școlar Județean, Teatrul Maria Filoti și Biblioteca Județeană Panaidi Strati. În cadrul festivității de premiere, desfășurată în sala mare a Teatrului Maria Filoti, participanții s-au putut bucura de premiile oferite, dar și de un spectacol sincretic, minunata Pantofăreasă, adaptare după Federico Garcia Lorca, oferit de către elevii secției de teatru.